Dumnezeu. Amin, amin. Te aude cerul luminat când spui tu, da, 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 vin acum să fii salvat. Toți aceia care vine la Dumnezeu, la Domnul Iisus, sunt salvați. Amin. Și vor primi viața veșnică, dată în dar, fără bani și fără plată. Amin. Frați și surori, vrem să-L slăvim pe Dumnezeu în această seară. Amin. Și spunem cu toți, slăvit să fie Domnul! Amin. Mărit să fie numele Lui Dumnezeu! Amin. Preamărit să fie numele Domnului Iisus! Amin. De acum și până în vecii vecilor. Aș vrea câteva cuvinte să fac pentru prima rugăciune. Și Dumnezeu să mă ajute ca acestea cuvinte să le spunem numai din Sfânta Scriptură. Prima rugăciune este o rugăciune de cerere. Noi cerem de la Dumnezeu. Sunt rugăciuni care sunt rugăciuni de mulțumire. Sunt rugăciuni care le facem rugăciuni de mijlocire. Mijlocim pentru părinții noștri sau pentru copiii noștri care încă n-au priceput ce înseamnă cuvântul Domnului. Apoi este rugăciune de laudă spre slava și gloria Domnului. Și ultima rugăciune este rugăciune de mulțumire. Noi în această seară vom atinge rugăciunea de cerere. Și aș vrea să vedem cu toții ce înseamnă o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și prin ajutorul lui Dumnezeu și prin rugăciunile dumneavoastră o încerca să trec prin mai multe locuri unde vorbește Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu despre rugăciune. Îmi amintesc că erau trei tineri, Meșac, Ședrac și Abednego. Au fost duși din țara lui Israel în Babilon. Și acolo ei erau siliți să se închine la un împărat. Și i-au spus, nu, împărate, noi la tine nu ne închinăm. Noi avem un Dumnezeu viu la care ne închinăm. Și ei au fost amenințați că o să-i arunce în cuptorul de foc. Și dacă au fost amenințați că vor fi aruncat în cuptorul de foc, împăratul de atunci a dat poruncă ca cuptorul de foc să fie încălzit de 7 ori mai tare. Și mai întreabă odată, nu vă temeți? Noi nu ne temem și nu ne închinăm ție, împărate. Și după aceea îi spune, și chiar dacă Dumnezeul nostru nu ne va salva, noi ție nu ne închinăm. Slăvit să fie Domnul! Mare credință ca noi sau ei, aceștia tineri, să se roage numai la Dumnezeu. Aș vrea să merg la un alt tânăr pe care îl chema Daniel. Toate lucrurile acestea dumneavoastră le știți, nu? Era dus și el din țara lui Israel în Babilon. Și acolo erau supuși ca să mănânce lucruri care lor nu le era îngăduite. Și era supus ca să se închine unui chip al împăratului. Și el, Daniel, era iubit de Dumnezeu. Și rugăciunile lui erau ascultate înaintea lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun că la un moment dat l-a iubit și împăratul. Numai că cel de la întuneric nu dormitează, nu doarme. Imediat a făcut o scrisoare ca să o semneze împăratul că cine se va închina la alții Dumnezeu în afară de chipul împăratului să fie aruncat în groapa cu lei. Auziți dumneavoastră? Și l-a păcălit pe împărat și împăratul o semna. Și după aceea se duce exact cu sculile celui de la întuneric. Are o haină mai mare, îl acoperă pe un om așa, și după aceea are un oac, așa ca o suliță. Zice, fă, fă, și îl înțeapă acolo. Dar după aceea îi ia haină de pe el și ce privește, ăsta e copilul tău sau fiica ta. Așa este diavolul. Dar noi trebuie întotdeauna să fim foarte atenți ca să nu-i facem pe plac celui de la întuneric.
Și iată că a venit timpul când l-a aruncat în groapa cu lei. Dar Dumnezeul nostru și Dumnezeul acestui tinerel a fost cu el. I-a închis gura, i-a săturat pe lei, deși erau flămânzi, de nu se mai putea. Și în zorii zilei de dimineață împăratul se duce, fuge la groapa cu lei, pentru că îl iubea pe Daniel. Zicea, Daniele, a cărui Dumnezeu e slujitor, Dumnezeul tău a putut și te-a... El, Dumnezeul tău, te-a apărat și te-a ocrotit. Și auziți ce spune Daniel. Veșnic să trăiești, împărate, că Dumnezeul meu m-a ocrotit pentru că n-am făcut nimănui un rău. Mai mergem puțin mai departe și după aceea voi opri, că mi-am propus 12 minute să vorbesc despre rugăciune. Îmi amintesc de Ana, care a venit de multe ori în genunchi la picioarele preotului Eli și se ruga, și se ruga, pentru că ea era înțepată de Penina. N-avea copii. Îi aducea o cară, avea o cară pe fața ei. Și se ruga lui Dumnezeu și spunea, Doamne, dacă Tu o să-mi dai un copil de parte bărbătească, nu zice, dacă să-mi dai un copil, toată viața mea am să ți-l închin ție. Și dacă îmi dai un copil de parte bărbătească, am să ți-l închin ție și briciul nu va trece peste capul lui. I-a ascultat Dumnezeu rugăciunea. Amin. I-a ascultat. Pentru că a fost o rugăciune care o scos din inimă și din suflet, o cerut. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Amin. Apoi David era omul lui Dumnezeu, care spune Dumnezeu, eu mă închin de cine vreau și mă îndur de cine îl știu. David spunea înaintea lui Dumnezeu și se ruga, Doamne, nu lua Duhul Tău cel Sfânt de la mine, ci dă-mi iară bucuria mântuirii Tale, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Vedeți ce înseamnă o rugăciune? Să te duci, să te recunoști și să cazi în genunchi la picioarele lui Dumnezeu. Mi-amintesc de o femeie când David era fugău de socrul său, Saul. A trimis David pe slujitorii lui la un om de acolo să-i deie vin, să-i deie turte și de aleguri. Și el a spus nu. Nu am să-i dau nimic. Și când s-a dus slujitorii să-i spună, a spus, viu este Domnul că unde este picioarele, acolo va fi și capul. I-a spus David. Și nevasta lui, când a auzit lucrul acesta, Abigail, umple trăștile cu plăcinte, cu pâine, pune în burduf vin și se duce înaintea lui David, care era fugău, cade cu fața la pământ și se roagă la Dumnezeu, dar și la robul lui Dumnezeu și îi spune, Doamne, să nu faci așa ceva, pentru că așa cum este numele, așa este și el, Nabal. Deci numele lui, și zice, uite, ți-am adus eu aici de aleguri. Dumnezeu îi pune pe minte robul lui Dumnezeu, David, să nu-i facă niciun rău la omul acesta. Dar de ce nu i-a făcut rău? Pentru că s-a dus soția lui și l-a rugat și i-a spus, Doamne, ai milă de soțul meu și să nu-i fac niciun rău. Apoi îmi amintesc de altcineva, sutașul roman. Se duce la Domnul Iisus. Aude că el, Domnul Iisus, face vindecări. Pe unde merge el, orbi vă. Scopii umblă. Și Dumnezeu, Iisus, face diferite feluri de semne și de minuni.
Și se duce acolo și îi spune învățătorule, rogu-te, am un slujitor acasă care îl apucă frigurile. Rogu-te, vino la mine și vindecă-l. Domnul Iisus, care era plin de milă și de îndurare, el n-a făcut la nimeni niciodată vreun rău și nu l-a refuzat. Și a zis, bine am să vin. Dar acum să fim atenți. Când a văzut slujitorul că nu l-a refuzat și a spus, bine am să vin, s-a dus înaintea Domnului Iisus și a spus, Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul casei mele. Doar zi o vorbă și robul meu se va face sănătos. Amin. Și ce îi spune Domnul Iisus? O, Doamne, n-am văzut așa mare credință nici în Ierusalim. Avea credință, frate și soră, când vrei să te rogi lui Dumnezeu, să te rogi prin credință și Dumnezeu care este plin de milă și de îndurare, în bunătatea Lui îți va asculta rugăciunea. Amin. Aș vrea să mergem pe genunchi și să ne rugăm lui Dumnezeu și această rugăciune să o facem pentru cererile noastre, să-i spunem lui Dumnezeu ce ne apasă și care sunt sarcinile noastre. Amin.